Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre ce este pseudocodul și vom rezolva împreună două probleme de bacalaureat pentru a ne acomoda cu acesta. Dar înainte de toate, un mesaj din partea sponsorilor. Vrei să înveți informatică și nu ai de unde? Atunci fă-ți cont pe platforma de info și rezolvă problemele într-un mod interactiv. Pseudocodul este un limbaj prin care sunt explicați diferiți algoritmi. Fiecare instrucțiune din limbajele normale de programare, precum C++, Java și așa mai departe, poate fi descris pas cu pas în limbaj pseudocod. Rolul principal al pseudocodului este să ușureze citirea și înțelegerea de către oameni, deoarece pseudocodul propriu-zis nu poate fi rulat de calculator. Cam așa arată un subiect cu pseudocod. Am pus în linkul din articol echivalarea fiecărei instrucțiuni de pseudocod în C++. De exemplu, scrie N este echivalent cu cout N și așa mai departe. De asemenea, în toate problemele de pseudocod, la cerința C vi se va cere să înlocuiți o structură repetitivă cu o alta. Așadar, mai jos găsiți tabelul care explică echivalarea fiecărei instrucțiuni repetitive. De exemplu, instrucțiunea while, echivalată într-una for, este aceasta. While inverse, un while care merge descrescător, într-un for, este aceasta. Se adaugă un minus 1 la final. Acest minus 1 reprezintă pasul din fiecare iterație. I-ul începe de la N, trebuie să ajungă la 1, iar la fiecare pas, I-ul va scădea cu câte o unitate. Vom începe să rezolvăm prima oară sub punctul D, sub punctul în care trebuie să scriem programul echivalent pseudocodului. Am deschis aici o fereastră cu C-Lion și vom începe să scriem pe rând fiecare instrucțiune. Mai întâi observăm faptul că N este număr natural nenul. Asta înseamnă că N trebuie declarat drept unsigned int. Fiți foarte atenți la acest lucru, deoarece dacă îl declarați doar int, acesta se consideră număr întreg și nu veți primi tot punctajul. Deoarece spune că e număr natural nenul, trebuie declarat unsigned int. Mai departe, trebuie declarat un S, un A, un B și un R. Ne uităm mai jos în pseudocod și observăm că folosim mai multe variabile care trebuie declarate și acestea la rândul lor, chiar dacă în pseudocod nu este specificată explicit instrucțiunea declară A sau declară S. Prima instrucțiune este sin N, trebuie să scrieți instrucțiunile în ordine. Următoarea este S egal cu 0. Mai departe avem un for de la I egal cu 1, I mai mare sau egal decât N, I++, unde A egal cu 0, B egal cu 1, J egal cu 1, cât timp J mai mic decât I. Observăm faptul că nu l-am declarat pe J, așa că mergem sus de tot și îl declarăm și pe acesta. Iar acum dacă rulăm programul nostru, ar trebui să funcționeze. Pentru 6 să vedem ce obținem. Obținem 21, dar poate v-am stricat surpriza. Pentru subpunctul A, noi primim valoarea unui număr sau a două numere, depinde de problemă, și trebuie să spunem ce se afișează la final. Am pus algoritmul aici, citim N egal cu 6, S egal cu 0, I egal cu 1, A egal cu 0, B egal cu 0, J egal cu 1. Acum nu putem intra în acest while, deoarece J nu este mai mic decât I, nu este mai mic strict decât I, așadar mergem direct la S și S egal cu S plus B, adică S egal cu 1. Ne întoarcem înapoi în for, I-ul crește cu o unitate și avem din nou A egal cu 0, B egal cu 0 și J egal cu 1. De data aceasta intrăm în while, în while îl calculăm pe R egal cu 2 ori B, B egal cu 1, am greșit aici. 2 ori B, 2, minus 0, 2, A egal cu B, în loc de 0 trecem 1, B egal cu R, în loc de 1 trecem 2 și J egal cu J plus 1, ieșim din while și le adăugăm pe B la variabila noastră S. Intrăm din nou în algoritm, I-ul de data aceasta va fi 3, A egal cu 0, B egal cu 1, J egal cu 1 și putem să calculăm din nou acest while sau putem observa faptul că pentru J egal cu 1, noi practic trebuie să parcurgem efectiv toți pașii și am făcut în momentul când e egal cu 2. Putem să scurtăm puțin de calcule și să nu mai calculăm de fiecare dată toți pașii aceia intermediari. Așadar, voi sări direct la valorile ce le-am obținut când e egal cu 2, iar acum voi calcula R-ul. R-ul este egal cu 2 ori 2, 4, minus 1, 3, A egal cu B, B egal cu R și J egal cu 3 și acesta iese din while. Adăugăm 3 la suma noastră și acum I-ul devine 4. Ne întoarcem sus de tot, avem 0, 1, 1, intrăm din nou în while și de asemenea preluăm din nou valorile ce le-am obținut mai sus, 2, 3, 3 și acum îl calculăm pe R. R egal cu 2 ori 3, 6, minus 2, 4. A egal cu B, B egal cu R și J-ul crește cu o unitate. Acum trebuie să-l adăugăm pe B la suma noastră S, obținem 10, I-ul va fi 5, din nou aceeași operație, intrăm în while, copiem valorile de mai sus și calculăm noul R. R va fi egal cu
2 ori 4, 8, minus 3, 5, îl adăugăm în suma noastră, A egal cu B, B egal cu R și J crește o comunitate, iese din while, îl adăugăm pe B la suma noastră, obținem 15, I-ul va fi 6, intrăm pentru ultima oară în for, copiem din nou rezultatele de mai sus și îl calculăm pe R. R este egal cu 2 ori 5, 10, minus 4, 6, A egal cu B, B egal cu R, J devine 6 și iese din while. S egal cu 21, N-ul rămâne 6, iar acum la final tot ceea ce trebuie să facem este să îl afișăm pe S, adică afișăm 21. Pentru al doilea subpunct trebuie să găsim valori pentru care să obținem o anumită valoare. Pentru a rezolva acest subpunct trebuie să fim atenți ce face algoritmul pentru a găsi răspunsul potrivit. Și din câte probabil ați observat, noi adunăm pe rând valorile lui B, anume adunăm 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Deoarece adunăm pe rând aceste numere, putem considera faptul că algoritmul nostru practic calculează suma lui Gauss, dar printr-un mod mai alambicat, într-un mod mult mai complicat. Deoarece S egal cu 55, iar suma lui Gauss este egal cu S pe lângă S egal cu N plus 1 pe 2. După câteva calcule, ajungem la faptul că N egal cu 10. Pentru N egal cu 10, obținem S egal cu 55. Iar acum, în subpunctul C, trebuie să scoatem acest cât timp și să scriem algoritmul nostru final. Nimic mai simplu, trebuie să ștergem următoarele instrucțiuni. Iar în loc de S egal cu S plus B, vom spune S egal cu S plus I, pentru a calcula suma lui Gauss, fără a folosi tot acel while lung și complicat. Asta e tot ceea ce trebuie să faceți pentru acest subpunct. Acum, haideți să trecem la cea de-a doua problemă. Vom începe tot la fel de la coadă. Vom scrie mai întâi programul echivalent în C++. Declarăm unsigned int n, deoarece e număr natural, mai trebuie să declarăm un m și un c. Citim mai întâi n-ul, după care m va fi cu 0, iar acum repetă până când se traduce în instrucțiunea do while. C va fi n procent 10, n va fi egal cu n pe 10, dacă c mai mare ca 5, atunci c egal cu c pe 2, la final m egal cu m ori 10 plus c, și acum trebuie scrisă condiția while n diferit de 0. Și atenție, trebuie să puneți punct și virgulă la finalul while și la final de tot să nu uităm de cout m. Acum probabil vă întrebați de ce nu am pus n egal cu 0. Deoarece când traducem din pseudocod din limba română în repetă până când, în C++ trebuie să negăm total condiția. Deci n egal cu 0 negat devine n diferit de 0. Iar dacă aveam o condiție compusă, să spunem a egal cu 0 și b egal cu 0, stați să scriu și aici, a egal cu 0 și b egal cu 0, atunci negat ar fi fost a diferit de 0 sau, deoarece trebuie negat și și-ul, b diferit de 0. Așa am fi tradus din pseudocod în C++ dacă aveam instrucțiunea repetă până când. Mai departe, haideți să rezolvăm problema, facem tabelul 6, 4, 5, 9, 8. M egal cu 0, C egal cu ultima cifra lui N, adică cu 8, 8 este mai mare decât 5, da, atunci C-ul devine 4, iar la final M egal cu M ori 10 plus C, M devine 4. Ne întoarcem și repetăm din nou algoritmul. Am uitat să tem o cifră de la N. Acum avem 6, 4, 5, 9, C-ul va deveni 9, iar N va mai scădea cu o unitate. C-ul este mai mare ca 5, așadar C-ul devine 4, iar la final M egal cu M ori 10 plus C, M-ul devine 44. Acum ultima cifră a lui N este 5, din N mai scădem o unitate, devine 64. C-ul nu e mai mare decât 5, atunci C-ul rămâne pe loc și avem numărul 445, iar din nou repetăm algoritmul, C-ul va deveni 4, N-ul va deveni 6, 4 nu este mai mare decât 5, așadar M devine 4454, C-ul acum devine 6, iar N-ul devine 0. Deoarece 6 este mai mare ca 5, C-ul va deveni 3, iar rezultatul nostru final este 44543. Acum subpunctul B este puțin mai complicat. La subpunctul B ni se cere să scriem toate numerele de 3 cifre care pot fi citite pentru N, astfel încât la final să obținem 24. Dacă știm că M la final este 24, vom presupune că avem un număr N de forma X, Y, Z, unde X e cifra sutelor, Y cifra zecilor, iar Z cifra unităților. Știm faptul că, deoarece M are doar două cifre la final, este evident faptul că Z-ul nostru este egal cu 0. Deoarece dacă M avea 3 cifre la final, atunci pentru N-ul nostru Z-ul ar fi fost diferit de 0. Acum, o posibilitate pentru a obține 24 ar fi dacă am avea numărul 4, 2, 0. Cu numărul 420, obținem 24 la final, iar datorită instrucțiunii C egal cu C pe 2, în momentul când C este mai mare ca 5, obținem și următoarele numere, 820, deoarece 8-ul acesta va fi transformat într-un 4 și 920
deoarece 9 LED tot la fel poate fi transformat într-un 4. Iar acum, pentru a rezolva sub punctul C, trebuie să locuim repetă până când cu o altă structură repetitivă. Eu voi alege structura cât timp, structura while, iar pentru a înlocui acest repetă până când, tem cuvintele repetă și până când și îl înlocuim cu cât timp n diferit de 0. Și aici trebuie de asemenea negată condiția pentru ca algoritmul să funcționeze. Cam acesta a fost videoul pe astăzi. Sper că ați înțeles cât de cât ce e la un pseudocod și cum se rezolvă problemele de la bacalaureat. Dacă mai aveți alte întrebări sau nelămuriri, lăsați-le în căsuța de comentarii de mai jos. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.